Bună seara, prieteni! Astăzi vom vorbi despre Surface Pro 4, ultima generație de la Microsoft a tabletelor și una dintre cele mai puternice. Și arată și aici informația, avem despre dânsul Intel i7 procesor cu 256 GB SSD și cu 16 GB RAM cu Windows 10. Eu vreau să vă, pentru toți care doresc să-și cumpere așa tablet, vreau puțin informații să le dau, dacă au interesă. Și pot să încep cu pixul. Pixul e tare bun. Cum? Eu sunt mulțumit de dânsul, lucrează tare bine și are multe funcții. Pe parcurs ar să vă arăt ce fel de funcție are. Partea din față, aici vedem noi, sunt tare multe sensori. Una e camera din față, doi nu știu, trei cred eu că e un fel de infraroșu. Dacă pe întuneric nu se vede bine pe cameră, te vede cu infraroșu, se vede. Și un microfon avem. Și mai are mai multe sensori aici. Aici, Ian, în partea stângă avem două boxe mici. Pe partea din stânga lui avem pentru căști sau pentru naușnici. Mai mult nimic nu este partea stângă. Jos avem numai pentru claviatură, care se lichește pe magnet. Și pe partea dreaptă avem pentru intrare, pentru mini DisplayPort, pentru USB 3. Adică seria 3 sau cum zice, și pentru încărcător. Da, sus avem butoanele sau knopcile pentru ca să închidem sau aprindem, sunetul mai tare și mai încet. Și pe împrejur avem că vedem că avem o crăpătură sau așa, să zicem. Prin ea se ventilează înăuntru tot ce are. Și dacă pentru toți care nu le ajunge 256 GB, apoi aici pot să introduc microSD și pot și să mărească mai departe mai mult memoria. Până la 128 GB, cred eu. Mai pe scurt. Aici, Ian, de urmă, mai vedem că avem nu știu cum îi zice, mai pe scurt. Mai pe scurt, lucrează tare bine. Și, de exemplu, dacă vrei să-l pui în picioare, aproximativ stai așa. Vrei așa, 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 față de Surface Pro, de Surface 3, de exemplu, sau 2, aici cum mai bine făcut sistemul ăsta și se dă până peste cap, se dă aproape de tot, cam așa. De exemplu, dacă vrei să-l pui, stai așa, asta vrei, îl ridici mai sus, să ridic. Bun, aici tot e clar, de urmă avem încă o cameră, 8 megapixel, cred eu, și un microfon și încă un diod sau setul diod. Bun, eu aici deasupra am încleiat o, cum o cheamă, am încleiat o folie care să-l protejez display-ul. Mai pe scurt, ce interesant iar într-un în Surface Pro 4, el are funcția de a recunoaște fețele. De exemplu, dacă eu vreau să să-l deblochez, l-am aprins, aici sus, nu știu dacă se vede, se aprinde infraroșu. Uite aici, el migăiește. Și eu numai de sus îmi pun fața și el se deschide. S-a deschis. Mai pe scurt. De exemplu, ce să vă arăt eu înăuntru. Vreau să încep cu acumulatorul, adică bateria. Bateria ține nu chiar așa cum scriu ei acolo 9 ceasuri. Poate dacă cumva să pui regimul ăsta de economie a energiei, poate că așa să ție el și aici să dai luminozitatea la ecran de tot joasă. Atunci poate el să ție tot timp cât zic ei. Dar eu încă n-am încercat, dar așa după cât am observat eu, el nu ține așa de mult cum zic ei. Primul rând. De exemplu, acum la 60% ne arată că 3 ore și 26 de minute la luminozitatea cea mai mare și fără regimul de economie
Economisirea bateriei. Într-a doilea rând, calitatea la ecran e foarte bună, eu sunt mulțumit, adică e foarte clar și calitativ. Acumulatorul, v-am zis că nu, dar el oricum ține. Câteva ori, 4-5 ori ține oricum. Mai pe scurt. De exemplu, și putem să facem aici, de exemplu, dar cred că știți toți, putem să facem în două regime. Un regim se numește regim planșet sau tablet sau un alta și alt regim normal care noi îl avem în fiecare zi la Windows 7 și așa mai departe. Aici noi putem să intrăm ca fix normal ca la un computer. Și, da. Asta e prima, de exemplu, eu mai tare m-am deprins cu normal Windows 7 decât cu planșeta, adică nu știu cum e, mi-e comod tot să intri și un altă, mai ales cu Pixel Stian, totul pare mai ușor și mai clar. Una din minusuri și vreau să zic, acum el, de exemplu, e tăcut, nu faci nimic, tot e ok, adică nu-i dăm nagruscă, nu-i dăm adică să gândească mult tare. Și e ok, dar numai cum, de exemplu, începe a da nagruscă, de exemplu, să luăm antivirusul și îl dăm, de exemplu, să scaneze polnul de virus. De exemplu, așa îmi punem dacă la proverc și punem să apsutite, el, de exemplu, asta e una dintre ele. Apoi să începe tare să se încălzească și aici ia în partea dreaptă, undeva pe ișean, este un ventilator care suflă vânt și face o leagă de gălăgie. Și suflă cu vânt foarte cald. Și una din minusuri care mie nu-mi place aici sus, din cauza că ok, așa mai merge, dar dacă, de exemplu, noi îl băgăm în cum o cheamă, ciuhului ăsta, sau un altă mai pe scurt, atunci tot e ok, numai că și sus nu sunt așa de multe găuri ca acolo jos. De exemplu, dacă mutăm aici ian, când îl băgăm înăuntru, pot să-l bag acuși ca să-l vedeți mai bine. De exemplu, aici se vede, că tare puțin se vede, nu se vede nimic pot să zici. Adică nu reușești să scoată aerul afară, dacă o să vedem așa tot. Să scoată tot aerul cald afară, pentru că aproape tot e stupat aici, tamanul unii nou îmi trebuie, adică momentul dat, nici în partea asta, dacă ne uităm toți, aproape nu sunt găuri, sunt două mici, unul e numai 3 și o oață și gata. Eu mă gândesc să-mi fac aici încă două găuri, singur cumva, să le găuresc și mai departe. Poate să fie mai bine, dar problema că, de exemplu, dacă dai ceva nagruscă la dânsul, în timpul se începe ventilatorul să aprindă, lucrează. Și lucrează tare mult, când nu poate scoate aer afară și lucrează una endă, căruci. Bun, ciuhulul vreau să zic, ea că l-am cumpărat. Tot e... Eu mai tare adică îmi place ciuhulul, că poți să folosești piciorul ăsta din urmă, original, față de alte. Să lipești partea asta din urmă, să lipești de picior și să deschide automat tot cu partea asta. Și totodată poți pui și claviatura aici, tot, să încheie, nu încurc la nimic. Și una, că magnetul care putem să-l punem tocul, nu putem să-l lichim. Cum se lichește el, trebuie să-l băgăm aici. Oba, să-l băgăm aici așa. Bun. Asta e tot. Ciul trebuiește, pentru că el e prea subțire, prea nejne și prea unaldă, fără bun să nu faci nică. Scăpa, cred că, odată jos și s-o termină cu dânsul. Într-a doua rând. E ca asta care el, deocamdată, nu trebuie să bagi nicio parolă, nimic, mai pus fața ta, el te recunoaște foarte repede și foarte repede se deblochează. De lucrat, lucrează foarte bine. Adică au fost vreo două glucuri, au fost vreo două probleme, dar nu sunt așa de, cum să zicem, foarte strașnice. În primul rând, aici puteți uităm, hardul are 256 și 230, arată acum i-am, 235 GB sau 178 GB liber. Asta e hardul.
Aici eu mai am harduri care sunt în rețea, de exemplu, tot e ok. Mai pe scurt. Și am vrut să mai zic tocul, de exemplu. El are un buton aici, nu știu dacă se vede. Butonul. Haide, mama. Așa. Aici. Nu știu ce funcție îndeplinește, până când încă l-am aflat. Gine, poate că în niște programe ceva el e bun, până când am aflat, dar butonul de aici de sus, asta are trei funcții. Dacă, de exemplu, apăsăm o dată tare și îl ținem, ce vă uitați, se deschide aici în jos Cortana, adică glasovoi commander sau comandă vocală, cum poți să zici sau nu mai știu. Numai că limba rusă nu lucrează. Poate limba engleză lucrează, alte limbi, dar limba rusă nu lucrează. Și se deschide ieși, de exemplu, dacă e numai engleză, tu poți să dai comandă, să cauți ceva, nu știu, timpul sau altceva, dai ceva, un termin să facă sau egal și. La mine lucrează că eu nu am sunat la rusă. A doua funcție care o are el. De exemplu, vrei să faci un screenshot la ecran, apeși de două ori și să faci screenshot la ecran. Iar e practic și e bine și super. La treia funcție, ai pasat numai o dată și dacă îți trebuie o notiție să faci, de exemplu, ai pasat o dată. Să deschizi deodată OneNote, sau cum îi zice, mai pe scurt, și poți să faci notiții direct aici. Tocul lucrează tare bine. Vreau să vă zic că foarte sensibil. Și tot lucrează foarte bine. De exemplu. Noi aici, de exemplu, am ținut ceva, pot mai ținez, de exemplu, ceva vrem să stergem, am întors invers, n-apăsăm pe nimic, pur și simplu stergem. Partea din urmă tocul lucrează ca radieră. Asta e foarte practic, chiar, foarte practic. Și, nu știu, pentru studenți sau pentru oameni care, de exemplu, ținează o notă, foarte practic, cred că să fie. De exemplu, putem să alegem diferite culori. Putem să alegem diferite... Mai scurt, lucrează tare bine. Bun. Ce am vrut să arăt? Datele am vrut să arăt. Înăuntru. De exemplu... Aici noi ce vedem? Aici vedem că Intel Core i7 modelul 6650U 2,2 GHz, dar prin turbo nu știu și e acolo overclocking sau ce mi-e face, să ridic până la 3,2 undeva GHz. RAM 16 GB și DirectX 12 avem. Aici ne uităm la ecran, de exemplu, la display, avem 8 GB display și așa mai departe.